Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Directorul minei livezeni, Ioan Nemes, a primit control judiciar pentru 60 de zile. A avut loc o nouă ediție, Opera Nights 2024, la exploatarea culturală Petrila, cu o prezență record. Și începe o nouă ediție, Rabla Plus 2024. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Directorul minei livezeni, Ioan Nemes, a primit control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost reținut pentru 24 de ore. Mina livezeni are acum un nou director, iar Eusebiu Durbacă, directorul Complexului Energetic Valea Jiului, este suplinit de Octavian Gheorghiu. La finele săptămânii trecute, Ioan Nemes a fost reținut la audieri pentru 24 de ore. Procurorii DIICOT au stabilit ulterior, ca măsură preventivă, controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În cadrul Complexului Energetic Valea Jiului, Nemes are acum postul de inspector sănătate și siguranță în muncă la mina pe care a condus-o până la descinderea mascaților. Ioan Nemes este cercetat alături de directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, Eusebiu Durbacă, dar și alți angajați într-un dosar penal după ce la sediile mai multor unități miniere au fost percheziții ce au vizat pontajele fictive și concediile medicale nejustificate. În fapt, ar fi vorba despre oameni pontați subteran care nu intrau în mină sau nici măcar nu erau în țară. Cărbunii și energia produsă în ultimele zile în termocentrale au salvat sistemul energetic național. Termocentrala Paroșeni a funcționat și ea, iar angajații de aici au făcut eforturi uriașe, încărcând huila manual. În weekend, cărbunii au ajuns pe locul 2, iar de luni s-au clasat pe poziția a 3-a în ceea ce privește producția de energie din România. Ministrul Sebastian Burduja a vorbit despre importanța menținerii acestor termocentrale pe cărbune de la noi și de la Gorj, pentru că s-a demonstrat cât de mult au ajutat acum. La Paroșeni, termocentrala a funcționat până vineri, iar luni a fost reluată furnizarea de energie. În toată această perioadă a fost produsă o cantitate de 10.795 MWh energie electrică, pe bursa Opcom fiind vândută o cantitate de 8.324 MWh, diferența fiind utilizată pentru consumul intern al societății. Energia electrică a fost vândută pe piața zilei următoare, unde, în săptămâna de funcționare, prețul mediu de tranzacționare a fost de 1088,15 lei per megawattoră. Eforturile suplimentare depuse de minerii și energeticienii Complexului Energetic Valea Jiului în această perioadă au primit recunoașterea și aprecierea conducerii societății și chiar a Ministrului Energiei, care a mulțumit public salariaților CVJ pentru contribuția lor esențială. Specialiștii în energie au susținut că de la începutul lunii iulie în România am avut 7 recorduri pe preț orar al energiei tranzacționate, spot în PZU, în vârful de consum de seară, iar prețurile au ajuns la peste 4.500 de lei pentru un megawatt. Și prețul mediu zilnic a înregistrat creșteri accelerate și am avut câteva zile în care s-a sărit de 1.000 de lei pe megawatt, fiind cel mai mare din Europa. Se ia în calcul continuarea activității de extracție la minele Lonea și Lupeni. Asta și pentru că energia pe cărbune a salvat în ultimele zile sistemul energetic național. Sunt deja discuții cu Comisia Europeană. Comitetul Cărbunelui a dat acum câteva luni un aviz pozitiv Guvernului României, așa că activitatea în minerit ar putea să continue. Este vorba despre minele Lupeni și Lonea, care nu au putut închide spațiile exploatate și nu se vor putea încadra în termen, pentru că nu sunt destui mineri care să exploateze zăcământul existent, așa că activitatea ar putea fi prelungită. Graficul pentru lucrările regresive nu a putut fi respectat din multiple motive. Toate acestea s-au suprapus săptămâna trecută cu acea problemă a sistemului energetic național, o problemă extrem de complicată, în care eu spun că energia produsă pe cărbune a salvat sistemul energetic național, pornind o grămadă de capacități atât pe lignit cât și pe huilă. De altfel, la termocentrala Paroșeni, angajații, în ciuda unor probleme tehnice, au făcut eforturi uriașe să pornească instalația și au livrat energie.
deși poate producția de energie de la Paroșeni cu 120 de megawatts pare una mai mică, în astfel de situații și 5 megawatts pe care poți să-i produci în interiorul granițelor contează. Sindicaliștii spun că în aceste zile au loc o serie de negocieri cu interfața Comisiei Europene pe probleme legate de complexul energetic Valea Jiului. Premierul Marcel Ciolacu a insistat că este momentul oportun pentru reluarea discuțiilor cu Comisia Europeană pentru a asigura măsurile necesare în acord cu necesitățile actuale. Toate acestea ar putea să ducă la prelungirea activității de producție a energiei electrice pe cărbune până când nu sunt gata alte sisteme alternative. Exploatarea culturală Petrila a fost gazda Opera Nights 2024 în acest weekend. Peste 1000 de oameni au fost prezenți la eveniment. Mina Petrila, un loc în care acum câțiva ani vedeai doar oameni în salopete de miner, s-a transformat la finalul săptămânii trecute în scenă de spectacol și a fost un spectacol despre care toată lumea a vorbit la superlativ. Opera Nights a făcut alegerea perfectă aici, la fosta mină. S-a părut minunat, foarte frumos, m-am relaxat, minunat și mai vreau. Inițiativa asta e perfectă, mie îmi place la maxim. Foarte frumos, a fost muzică bună, foarte bine. Mi-a plăcut și mie foarte mult. E prima oară când vii? La Opera Nights, da. Foarte frumos, ca de obicei, cum să nu, așa se, cum se întâmplă la Petrila, curând că se întâmplă evenimente în continuare, sperăm mai departe și de 6 august și toate celelalte activități pe care se vor desfășura și aici mai departe la Mina Petrila. Super, eu am fost și anul trecut, sunt din Vulcan, e ceva deosebit, public mult, nu? Cred că mai mult decât în anul trecut. Extraordinar. Deci vreau să vă spun că a fost o seară foarte frumoasă, o prestație a orchestrei la fel de deosebită și un public la fel de frumos. Mulțumesc Consiliul Județean, domnule președinte la Unionistor, Consilierul Județean, domnule Costel Avram, pentru că a doua oară la Petrila, adică e al doilea eveniment, Opera Night, petrilenii care iubesc muzica clasică au posibilitatea să vină la acest spectacol și, bineînțeles, nu numai, toți locuitorii Valea Jiului. De altfel, curtea fostei mine a fost plină ochi de oameni care au aplaudat frenetic în ritm, dar și la finalul fiecarei piese alese cu grijă special pentru decorul de aici. Rock și operă pentru că a fost tema pe care am ales-o pentru Petrila. Pentru Petrila de anul trecut, de când este și aici, ceea ce alegem trebuie să se potrivească foarte, foarte bine. Cum ziceam, nu alegem temele la întâmplare, ai facem o listă și ce se potrivește. Fiecare titlu este adaptat spațiului. De exemplu, opera Rigoletto merge foarte bine la Castelul Corvinilor, de aia am făcut Rigoletto acolo. Carmina Burana, rock opera și mai știu dacă o fi la anul să fie ceva, trebuie la fel să o asortăm cu specificul acestui sit industrial degradat, care dă naștere unei atmosfere particulare care trebuie exploatată inteligent, a zice eu. Festivalul s-a desfășurat în acest an la ediția cu numărul 10 în 5 locații, printre care vineri și la fosta mină Petrila. Decorul post-industrial a fost unul perfect ales pentru spectacolul de lasere, iar o exploatare cândva de huilă a ajuns acum una culturală. Anul acesta este a 10-a ediție, aș putea spune ediția aniversară, dar în același timp mă bucur că jumătate din ediții, 5 ediții, sunt de când eu sunt la Consiliul Județean și am reluat această operă, Opera Nights. Mă bucură faptul că acest festival are loc în întreg județul Hunedoara, în 5 locații diferite, începând anul acesta a început la Brad, continuă la Urăștie, astăzi la Petrila, mâine la Hunedoara și se încheie la sediul Consiliului Județean Hunedoara. Este locul cel mai frumos aici la exploatarea culturală Petrila, locul care este proprietatea Consiliului Județean în care noi vom derula multe investiții, dar cum au zis și alții, mina Petrila a devenit, prin ceea ce facem noi, exploatarea culturală Petrila. Anul acesta vor mai fi acțiuni culturale organizate de către Consiliul Județean. Eu vreau să-i mulțumesc lui Ciprian Roman,
managerul Centrului de Cultură și Artă a Județului Hunedoara, fiindcă această ediție din 2024 se derulează integral prin Centrul de Cultură și Artă. A fost la bugetul din 2024 prinși bani și deci în integralitate ediția aniversară este făcută sub egida Centrului Cultural, Centrul de Cultură și Artă prin Consiliul Județean Hunedoara. Este greu, este o muncă foarte mare a celor care au luat de la Centrul de Cultură și Artă organizarea acestui eveniment. Este greu fiind faptul că se cheltuie și o anumită sumă de bani, dar în cultură nu poți să spui că faci o analiză economică cât bagi și cât scoți. Nu. Important pentru noi este să putem face asemenea activități culturale în județul Hunedoara și mai ales sunt bucuros că pot face aici, la Mina Petila, aici în Valea Jiului, aici la mine acasă. Artiștii de la Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța au adaptat perfect repertoriul și trebuie spus că au improvizat inclusiv în locul în care s-au îmbrăcat și s-au machiat. Asta pentru că vechea sala pompelor care scotea apă din subteranul Minei Petrila a fost locul perfect în care artiștii au îmbrăcat costumele oriunde au făcut chiar vocalize înaintea spectacolului. Am revenit la Petrila cu sentimentul că locul acesta este un loc cărcat de suferință și de realizări. Este un loc pe care trebuie să-l onorăm, pentru că aici meseria de miner a fost reprezentată în acest județ foarte, foarte bine și multă onoare și oamenii au muncit și au murit pentru această meserie. Și asta nu trebuie să uităm. Istoria nu trebuie uitată, indiferent din ce punct de vedere o privim. Ne-a fost bine, suntem obișnuiți, pentru că, în primul rând, cu Opera Night suntem obișnuiți de a cânta în locuri inedite, în spații neconvenționale și pentru asta mulțumim că ne-am obișnuit. Nu suntem sclifosiți și cântăm, pentru că trebuie să aducem bucurie oamenilor și prin spectacolele pe care le-am oferit în fiecare an și anul acesta am adus titluri nemuritoare de operă. Încântător a fost și dirijorul Tiberiu Oprea, care a antrenat excelent publicul să aplaude și să rezoneze pe piese de Beethoven, Strauss, Verdi, Loewe, Mozart, Bizet, dar și la ritmurile rock opera ale celor de la Queen, ABBA, Donna Summer or Frank Sinatra, care a inspirat întreg evenimentul marcând cu piesa My Way, calea pe care fosta mină a pornit în drumul ei spre renaștere. Peste 20 de prichindei s-au adunat astăzi în curtea școlii din Lone, aferentă Colegiului Constantin Brâncuș din Petrila. Aceștia participă la atelierele de vară. Într-un spațiu relaxant și plăcut, cei mici au avut ocazia de a se juca, dansa, cânta, desena, descoperi, povesti și zâmbi. Primul atelier, cel al copilăriei, desfășurat sub egida Colegiului Tehnic Constantin Brâncuș din Petrila, a avut loc astăzi. A fost un adevărat ținut al fanteziei, unde diverse personaje, eroi și prințese, au prins viață datorită picilor. Mă simt foarte bine, îmi place că poți să-ți faci mulți prieteni și mi se pare foarte ok pentru noi copiii. Pe mine mă cheamă Flavius și mie îmi place personajul Ronaldo pentru că e foarte bun la fotbal și mie îmi place fotbalul. Mi-a luat costumul fantomă și îmi place fotbalul și eu îmi place de Benzema. Eu sunt Grace și îmi plac foarte mult animalele. M-am consumat astăzi în niște fetițe Power Pop. Și îmi place de Bubbles, care face curcubeul și știe să zboare. Astăzi a fost foarte frumos cu cei de la teatru, ne-am distrat, ne-am jucat jocuri împreună și am putut să ne dezvoltăm mai bine în a ne juca. Personajul meu preferat este Zoro, deoarece este un luptător ager și salvează seriile. Obiectivul este de a se dezvolta copiii în comunicare, de a-și face prieteni și de a-și petrece altfel timpul liber vara. Atelierele de vară se adresează prichindeilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani și vor avea loc până în ziua de vineri. Astfel, părinții dornici încă mai au posibilitatea de a-și aduce copiii să se distreze și să se aventureze în cadrul acestora. Invităm copilașii care doresc să-și petreacă timpul liber alături de noi să vină.
Atelierele de vară sunt organizate cu sprijinul mai multor parteneri, printre care pot fi menționați Teatrul Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, IPJ Hunedoara, Biroul Siguranță Școlară, Biblioteca Orășenească Gheorghe Itu, Cinematograful Șerban Ionescu din Petroșani, Crucea Roșie, Filiala Petrila și Clubul Copiilor din Valea Jiului. A început programul Rabla Plus 2024. Cererile se pot depune până în 18 august și vizează pe cei care au firme sau pe cei din administrațiile publice. Administrația Fondului pentru Mediu organizează o nouă sesiune de înscriere pentru persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice în cadrul programului Rabla Plus. Este etapa a doua de înscrieri, organizată în perioada 22 iulie-18 august 2024, iar cei care depun solicitări pot primi 240 de milioane de lei noi dacă se încadrează la categoria persoane juridice sau 120 de milioane de lei noi dacă sunt unități administrativ-teritoriale și instituții publice. Înscrierile se realizează prin încărcarea în aplicația informatică a documentelor necesare în limita sumelor alocate. Etapa a treia se va derula în perioada 19 august-19 septembrie 2024. În această etapă însă sumele alocate sunt de 100 de milioane de lei noi și sunt valabile pentru persoanele juridice și pentru UAT-uri și instituții publice. De asemenea, pentru persoanele fizice vor fi alocate 100 de milioane de lei noi în perioada 19 august-25 noiembrie 2024. Un nou serviciu auto și-a deschis porțile la Petrila. CTC Auto îți stă la dispoziție, indiferent de problema cu care te confrunți. O istorie demnă de un film Hollywood stă la baza acestui nou serviciu auto. Trei frați din Valea Jiului au decis să dea un exemplu și să arate și celorlalți tineri din zonă că și aici se poate înființa și dezvolta o afacere. Probabil că era mai ușor să alegem o altă direcție, o altă zonă, dar ne-a tras acasă, ne-a tras familia, sunt asociat împreună cu frații mei în tot ceea ce înseamnă activitatea noastră din Valea Jiului. Suntem bucuroși că suntem în situația asta, acum, în momentul ăsta, dacă nu am fi fost uniți și dacă nu am fi venit acasă, zic eu, îmi place să o iau pe partea asta sacră, nu cred că s-ar fi întâmplat nimic. Fiecare dintre noi ne-am întors în Valea Jiului din direcțiile noastre și ne-am unit forțele să facem ceva aici. Suntem, din punctul nostru de vedere, pregătiți în ceea ce facem, pe nobenile noastre, iar eu sunt cel care răspunde ceea ce înseamnă activitatea de aici. Sunt bucuros că am putut să fac așa ceva în Valea Jiului, în Petrila. Sunt convins că oamenii apreciază, oamenii privesc cu drag ambiția noastră, dorința noastră de a face o treabă cât mai bună. Sunt convins de asemenea că zona are nevoie de dezvoltare, are nevoie de toți cei care de altfel știu, prietenii mei, cocetățenii noștri, colegi de școală, pe toți am invitat și tot timpul când am ocazia îi încerc să-i determin să vină acasă. Vrem să facem treaba acasă, pe noi ne-a atras ceea ce înseamnă familia, ceea ce înseamnă zona de aici și cuvântul acasă. Acasă înseamnă pentru noi tihnă, înseamnă dorința de a fi împreună și de a face treabă, chiar și de a munci împreună. Astfel, cu gândul de a îmbunătăți și prelungi viețile mașinilor și după mult efort depus, cei trei tineri au reușit să organizeze marea deschidere a unui nou serviciu auto în orașul Petrila. Ideea noastră de bază când am pornit ceea ce înseamnă CTC Auto în Valea Jiului este ca să ducem un concept complet de servicii asumate. Adică din punctul meu de vedere este nevoie și necesar ca oamenii care ating ceea ce înseamnă autovehiculele noastre, mijloacele noastre de transport, să fie absolut toți pregătiți, lucrăm doar cu ingineri și ce mă interesează pe mine și mă interesa foarte mult ceea ce am adus noi nou, nu este doar forța de muncă calificată, care într-adevăr a fost destul de greu să pot să obții așa ceva. Cea mai mare satisfacție a mea este că folosim tehnologia de ultimă generație, care ne aduce și rezultate cele mai bune. Cu o echipă formată din specialiști calificați și cu investiții considerabile în aparatură de ultimă generație, CTC Auto vine și cu o gamă extrem de diversificată în ceea ce privește serviciile efectuate de către companie pentru clienții săi. Putem să vorbim mult despre subiectul ăsta. Ceea ce înseamnă tehnologia noastră se răsfrânge absolut în tot ceea ce înseamnă serviciile noastre, adică pornind de la partea de reparații și întreținere, adică ceea ce înseamnă colaboratori de reparații a subcomponentelor autovehiculelor noastre,
de cea mai bună calitate. Ce înseamnă tehnologia noastră internă? Vorbim despre geometrie roți care folosește, e chiar în spatele meu, aparatul de ultimă generație care folosește camere 3D ca să putem să reglăm la un maxim de precizie ceea ce înseamnă geometria roților. Vorbim de asemenea despre ceea ce înseamnă întreținerea sistemului de climatizare cu aparatură performantă de ultimă generație, care nu doar că ne acordă satisfacția unui rezultat optim, care îl fac și alte aparate, dar ne acordă și ceea ce înseamnă istoricul tuturor serviciilor prestate pe fiecare autovehicul în parte, ca să putem să avem un control asupra ceea ce se întâmplă pe parcurs de-a lungul anilor. Dacă veni vorba de partea de sistem de climatizare, știm toți că o instalație de climatizare trebuie să aibă fiabilitatea a câtorva ani, ceea ce prea puțin se întâmplă din cauza gazelor proaste, neautorizate folosite în piață. Vorbim despre aparate care nu creează un istoric al fiecărui autovehicul, pierdem ideea, la anul venim, din nou încărcăm. Aici este un plus, cred eu, și îl pronunț cu tărie. Ceea ce înseamnă partea de inspecție tehnică periodică, avem ultima generație de linie. Noul atelier de reparații mașini îți garantează eficiența, servicii de calitate și prețuri pentru orice buzunar. Vă invit cu cea mai mare drag, suntem aici pentru dumneavoastră, suntem o echipă de ingineri pregătiți, profesioniști, vă așteptăm la tot ceea ce înseamnă CTC Auto, vă așteptăm la linia ITP, vă așteptăm să vă reparați, să întrețineți autovehicul într-un mod corespunzător aici la noi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!